Spinning este o clasă cardio care reprezintă o adaptare a ciclismului rural la o sală de fitness pe o bicicletă staționară. Clasele sunt întotdeauna efectuate pe muzică. Responsabilitatea antrenorului este să îți descrie cât mai amănunțit și să te facă să vizualizezi un antrenament de ciclism ca pe un traseu montan sau rutier în funcție de specificul clasei. Printre beneficiile pe care le poți dobândi participând la clasa de spinning sunt tonifierea specială a tenului inferior, creșterea capacității aerobe de efort, creșterea rezistenței generale, poți pedala în ritm propriu, antrenorul îți impune o rezistență și o cadență, în permanență, în momentul în care nu poți să mai faci față la efortul pe care ești îndemnat să îl susții. Din afară pare foarte solicitant și multă lume se ferește pentru că senzația este că nu ai unde să te ascunzi față de ceilalți participanți, dar tocmai acel buton de rezistență cu care este prevăzută fiecare bicicletă staționară îți permite să-ți reglezi independent efortul și în momentul în care simți că este prea mult pentru tine, reduci motoarele până când ești din nou în formă să poți să intri în horă. Fanii pot regăsi în antrenamentul de spinning o compensație din punct de vedere cel puțin la fel de avantajoasă ca și un ride în exterior. Dacă vii la ora potrivită, poți să te efectuezi un antrenament care, în mod normal, nu mai putea face pe condiții de ploaie, nisoare, frig,